Cultul soarelui introduce templul. Templul ce introduce? Veșmântul ceremonial, adică ce ai pe tine sunt veșminte preoțești. Țăranii se îmbracă veșminte sfinte, astăzi sfinte de-a dreptul, pentru că nu și le-au schimbat de câteva mii de ani, decât în mică parte. Influențele au fost foarte mici până la sfârșitul secolului XIX și apare veșmântul ritualic, în care pe veșminte, veșmintele care erau în cultul Marii Zeții Mari erau doar țesături. Erau țesături și erau decorații mai mult pe față, războinici, sau semne abstracte care aveau anumite semnificații. Dar apare veșmântul preotului, de exemplu, care trebuia să poarte semnul soarelui pe piept. Coroana, tot semnul soarelui. Și apare decorul pe veșmânt. Deci cultul soarelui, din cauza cultului soarelui, noi avem astăzi îmbrăcăminte decorată. Cultul soarelui a introdus templul, civilizația și a adunat poporul în jurul unui loc sacru, în jurul templului, unde era, la grezi, de exemplu, statuia zeului. Dar acum să lăsăm asta. Vreau să vă conving de ceva. Ca să facem legătură între cor, acum vorbim despre cor, că ajungem la horă. Să facem legătura, eu am, nu o să vorbesc puțin despre asta, că e prea să vreau să vă spun că eu am studiat cam 20 de ani două vase de la Muzeul din Baia Mare descoperite în care sunt 500, dacă calculez bine, 1500 înainte de Hristos, 3500 de ani. Pe vasele acestea erau niște semne foarte ciudate, nu o să vi le explic pe toate, că explicația e foarte interesantă, numai dacă mai facem o emisiune cu ei, vreau să ascultăm și cântece. Și veți vedea că acești colți pe care îi vedeți la coroană sau pe care îi vedeți soarele reprezentat, dacă se vede undeva, cu aceste raze ca și niște dinți, cu aceste raze ghimpate. Și eu am demonstrat și în lucrarea mea de doctorat că aceste raze sunt oameni. De ce? Pentru că ele apar undeva, pe anumite vase, aceste V-uri sau colți apar cu mâini. După aceea în alte dispar, deci se autodefinesc, se abstractizează, dar simbolul, aceste vase erau din plin cult al soarelui, sunt vase funerare, adică era cultul soarelui, arde cadavrele. Marea Zeiță Mamă îngropa în mortul, cultul soarelui îl arde și apoi revine creștinismul cu înhumarea, asta este. Și în aceste vase, era, după ce era ars corpul, care era uneori ars de tot, alteori nu, și sunt ca și cum ar fi niște sihrie. Și sigur că pe aceste vase era descrisă ceva din viață, moarte, concepțiile lor despre mormântare, despre renaștere. Și în jurul acestor vase și pe gulară este această horă solară, corul acesta, despre care vorbim. Cor, horă, e același lucru. Horă înseamnă, spune Pindar, dans. Cor însemna la început dans. Să nu despărțiți niciodată cuvântul cor de dans. Că la început era un cor și pe urmă vom vorbi despre labirintul grecesc, că toate se leagă, horă, cor, dans și labirint. Și atunci, această horă solară, coroana regelui, aceste raze sunt oameni. Ce înseamnă oameni? Oameni care se țin de mână, de bucurie, ca să sărbătorească răsăritul soarelui, renașterea soarelui, bucuria, cor. Cum erau, cum descrie, aici cartea labirinturilor, cum descriu grecii aceste dansuri ritualice? Pulsative, cum am vorbit cu Ion acum nu vreo două luni, el a venit la mine acolo la Pălincie, la Ocoliș și am discutat despre roata, sau cum îi zice asta horea asta, dansul la bărbătesc care se strâng. Da, și noaș tot așa e, da. Bărbătesc roata feciorilor, da. Și ei descriu același dans, îl descriu în antichitate, erau pulsatoriu, pulsa, îl descriu și în labirintul lui Knossos, în palatul din Knossos, în labirintul făcut de Dedal. Aceste victime care le aducea 7 fete din Atena și le ardea pentru zeul soare și ca să el să mai ia 8 ani de domnie, se împăca cu... avea un dans ritualic înaintea morții. Așa că, coroana, bezerii tăi de aici, de la cămașă, dacă mă arăți, Maria, da. Ce înseamnă asta? E o horă solară. Imaginează-ți că acestea nu sunt decât la origine niște personaje care se țin de mâini, păcat că nu avem un covor vechi. Da, cum le cătanele, cu cătanele. Ai hora sorară. Sau alea cu spate, cum se fac aici în Călinești. Aici în Călinești sunt femei, câte 7, eu am avut unul aici de la fratele meu care a fost alocuit aici și mi-a dat un covor cu 7 femei cu spatele. Hora solară. Bezerii acestea sunt o horă. Și hor, ce sărbătoresc? E mâna. O frumusețe ireală. Adică sacralizează mâna. Dacă soarele se făceau horă și cor solar,
Soarele a sacralizat prin hora bărbaților și a femeilor. Aici, gestul mâna. Mâna în cultul soarelui și chiar și în cultul creștin, munca e considerată sacră. Și a nu munci este un păcat. Indiferent dacă ai obținut avere sau nu, cine nu muncește, ăsta este un păcat, a nu munci. Frumusețea cămășii este de nedescris, întrucât în jurul ei se aduce o odă. Să faci un joc ca să spună că mâna este soare, adică este sfântă. Adică gestul ei este sfânt. Adică munca este sfântă. Asta este semnificația bezerilor. Mai mult sau mai puțin, apar și romburi la anumiți bezeri. Uite la Ion. La Ion are bezer și apare și rombul aici. Rombul este Marea Zeiță Mamă. Rombul este simbola Marea Zeiță Mamă. Și sunt combinate aceste motive, că se păstrează împreună. Deci ce să putem înțelege de aici? Eu pot demonstra asta, dar nu suntem la examene. Ca să vă demonstrez, o să vă spun dacă o să vrei tu, numai povestea asta frumoasă ce se întâmplă la omului când moare. Povestea de pe vasul acesta. Ce spuneau ei? Că spunem și asta acum. Spuneți, vă rog. Da. Deci vasul prezinte prima dată că aceste semne, primele semne, care zigzagul acesta, că din aceste semne pot însemna, apar în vasele acestea grupuri de oameni, dar câteodată ele sunt continue și atunci înseamnă apa. Dacă au o linie, înseamnă drum, dacă au două linii, înseamnă coridor subteran. Primul semn care apare în omenire este linia aceasta. O singură linie care înseamnă ploaie. Apare și pe anumite vase. După aceea, aceste linii se combină. Dacă primul semn al omului este, hai să vedem, poate găsesc, este semnul acesta vechi, care, o să vedeți și trecerea, pălăți dezestre de acum, că au rămas semne. Vedeți, aici se văd, aici sunt, femeile erau reprezentate cu zadie, să știi că zadia e simbolul femeii și are 3000 de ani simbolul. Iar bărbații erau reprezentați cu păr pe ei. Aceste veuri, acestea sunt femei, aceștia sunt bărbați. Acestea e bărbatul și femeia. Acestea sunt semne care s-au păstrat și pe lăs de zestre astăzi. Asta este și cu coroana, este la de zestre din secolul 18, de aici din România. Deci demonstrația mea este foarte pertinentă, dar nu are rost să vorbim o oră despre lucruri. Eu nu vi le... Asta e o cusătură, care înseamnă Marea Zeiță Mamă, pe cămășile de la Desești. Eu am o imagine din Desești și are pe mânecă semnul Marei Zeițe Mame, un semn de 4000 de ani, de exemplu. Și vreau să vă spun că toate aceste semne Ion sau aceste cuvinte, dacă o singură generație dispărea, să zicem aici Maramureșul în Transilvania, dar eu vorbesc și de ucraineni acum și de polonezi, dar cel centru mare de Europa, o singură generație, asta s-au moștenit oral. Dacă o singură generație lipsa, ele nu mai erau. Pentru că n-au fost scrise. Acesta e o dovadă irefutabilă de continuitatea tradiției pe aceste teritorii centre europeane. Pentru că dacă tu nu-l înveți pe copilul tău cântecul, el nu are niciunde să-l citească. E clar că dacă au ajuns la tine, că strămoșii tăi ți l-au transmis oral. Adică ce înseamnă? Că nu s-au rupt generațiile, nu? Că sunteți niște victorioși. Că omul este de 2000 de milioane de ani, este de 200 de mii de ani omul, s-a născut limba și că de atunci tu ai o venă de, ești victorios, în spatele tău sunt milioane de oameni care te-au făcut pe tine să trăiești și să porți o tradiție. Bun, hai să spun ce frumoasă e povestea asta. Poate am mai vorbit. Asta e vasul acesta este foarte mare, sunt vase cu 3 metri diametru, sunt în Baia Mare, puteți vedea Muzeul de Arheologie, descoperite de domnul Cacio acum 40 de ani la Suciu de Sus și Lăpuș. Dar tumuli sunt și în Maramureș și peste tot. Acolo s-a lucrat. Și e bine că nu se desfac mulți tumuli de epoca bronzului, pentru că știința înaintează și nu distrugem atât când le desfacem. Și vă prezint foarte pe scurt. Cârligele astea nu vi le spun acum. Acest este o apă. Deci trece omul, există după aceea despărțirea, în zona aceasta până aici e despărțirea de viață. Aici e semnificată moartea. Moartea e semnificată prin niște vârtejuri dureroase, în care sunt ape închise în... Oblicitate înseamnă durere. Dar acum, și semnifică greutatea, cât de greu moare omul. E povestea morții și a renașterii pe acest vas. În vasul acesta este foarte evidentă importanța care se dă durerii, despărțirii omului de viață, cât de dureroasă este moartea. După aceea trece Stixul, este o apă, pentru că acest semn, dacă este liber, poate însemna și apă, sau grupuri de oameni sau drum, când este o singură linie și când sunt două, drum subteran, adică labirint. Și după ce omul a murit,
Orice vas vreau să spun, Măriucă, să știi de acum, în special vasele vechi, au un regim nocturn și un regim diurn. Pe partea superioară, cam de la mijlocul vasului, semne de zi. Chiar și soarele e reprezentat într-un fel, iar în partea de jos e de dincolo de moarte. Și soarele e reprezentat, soarele are o imagine nocturnă și are o imagine diurnă. Și am rămas la regimul diurn și regimul nocturn a vasului. Păcat că nu avem aici o oală de săcel să vă arăt cam ce înseamnă. Să tratezi întotdeauna un vas ce spune despre lumină, ce spune despre întuneric. Toată olăria, mai ales cea din nord, asta care e în Maramure și în Transilvania și în Europa, dar și în populațiilor maia și la greci, prezintă acest aspect. Are însemne ale vieții pe pământ și însemne ale vieții de după pământ, simboluri. Simboluri materne, dacă vrei. Oala simbolizează forma oalei, a unei ol, ține de marea zeiță mamă. Forma nu este de cultul soarelui, forma acestui vas. Pentru care formă vasele au formă de femeie. Drămășița cultului marea zeiță mamă, aceasta este pântecele fecund a femeii. Căci așa cum marea zeiță mamă te naște, tot ea te primește în pântecele ei, unde fermentezi, putrezești, te topești pentru a te renaște. Simbolul acela morții, simbolul soarelui, cultul soarelui este un simbol optimist. El zice, nu mor degeaba. Așa cum omul mănâncă, iar plantele se descompun ca să elibereze energie pentru inimă, cum ar zice, pentru centru, pentru viață. Și omul se descompune în burta marii zeițe mame, în speța noastră, în vasul acesta care are rol de sicriu, dar numai descompunându-se, energia obținută, energia care îl împinge. Asta este credință a cultului soarelui. Vedeți că și creștinismul spune Iisus Hristos este soarele. Deci cum s-a prelungit? Lumina. Sigur, soarele și lumina. Există o confundare și o suprapunere a cultului lui Iisus Hristos peste cultul soarelui. De aceea atât de bine merge creștinismul cultul soarelui, că e același lucru. În esență, același lucru. Și atunci mergem în călătoria noastră mai departe. Am ajuns, am trecut Styx-ul, apa trecerii. De ce este apa trecerii? Nu este o poveste. Vedeți, și când se naște, există lichidul acela interstițial. Treci prin apă când mori și când intri în lume treci iarăși printr-o apă. Printr-o apă. Și când te naști și mori treci prin Styx sau prin apele acestea materne, apele primordiale, cum ne spune Mircea Eliade. Și să vedem ce se întâmplă mai departe în această poveste a noastră. Trebuie să mă credeți pe cuvânt că nu vă fac demonstrații prea ample ca să nu plictisim. După ce a murit omul, a trecut, e aici, povestea. Nu vorbesc despre acest tumul de aici, sunt patru. Vorbesc acum despre aceste coridoare care le vedeți, șerpuitoare, care se duc în jurul vasului. Sunt niște labirinte. Hai să vedem ce e la un labirint. Labirintul, în general, se definește așa. Maximum de distanțe care o poți face în minimum de suprafață. Să presupunem că în casa asta care stăm noi aici vrem să facem un labirint. Atunci trebuie să facem niște sinuozități încât să nu ne rămână aproape niciun spațiu gol. Deci maximum de distanță, minimum de suprafață. Sau volum, dacă vrem să fie labirintul aerian. În acest labirint observăm grupuri de un labirint gol, aproape gol, în care există un simbol, ca niște stalactite, vedeți aici, există niște oameni întorși cu capul în jos. După aceea urmează un labirint și despărțiți de ape. Se vede tunelurile. Și ce este interesant despre grupuri de oameni de 5 sau 4, bărbați și femei, în grupuri, călătoresc într-o lume subterană, asta e călătoria sufletului, care se supropune exact pe un alt cult a soarelui important în Egiptul antic, Ra, cultul soarelui la egipteni. Și sufletele se duc și călătoresc pe acest coridor, își pierduți, exact în poveștile care le vedeți de ăștia care intră în comă, coridorul acela care te absorbe după moarte și rătăcești. Sufletul rătăcește, dar nu rătăcește singur și de fapt nu rătăcește, pentru că paralel cu acest coridor este un alt coridor sau labirint în care vedeți soarele. Soarele acesta nu mai este reprezentat, soarele nocturn, zimțat, cu dinți de lup, cum ziceți voi, dinți de lup sau dinți de ferestrău, cum zic alții. Soarele acesta nocturn, soarele se duce și el și urmează sufletul. Și pe urmă există niște scări, niște coborâri, iarăși o apă, apa nașterii și renașterea. Soarele renaște pe trebuie să vă spun, despre spirale. Spirala întotdeauna înseamnă moarte și naștere. Moarte și renaștere. Soarele renaște, și așa cum renaște soarele
Citim din Cartea Morților la egipteni, renaște și omul prin aceste mameloane. Acestea sunt niște mameloane, aici sunt găurite, unde arată că omul după moarte se va naște din nou. Acești șefi de trib care erau în tumulii aceștia acum arată rotunzi ca niște dealuri, dar ei erau spiralați la început și aveau formă de mamelon. Așa era forma, asta e simbolul renașterii omului când stă la sânul maicii lui. Și acolo se naște omul. Ce spune? Ai murit, tu ești mort, ai murit, dar te vei renaște așa cum soarele răsare și și trupul tău va renaște. Asta este ideea de cult al soarelui. Acum ați văzut că am introdus, lăsați jos ăla, dacă vreți o vorbi și de... Vedeți aici este un semn, un covor din Maramureș, în care este și semnul Marii Zeițe Mame Rombul și semnul Soarelui. Dar și fusul are același semn. Fusul e un exemplu foarte vechi de legătură între cer și pământ, are și simbolul Soarelui și simbolul Marii Zeițe Mame. Și la sfârșit, dacă îți vrea să întreb, voi spune și despre fus. Acum mergem înapoi să vorbim despre labirint. Despre labirint. Căci Hora și corul se zicea că se făcea în labirint. Vreau să vă mai citesc ceva, dacă mă lași, Ionuc, și apoi da, ca să ne exprim mai detaliat. Nu, uitați-vă să vă citesc despre labirint. Citesc dintr-o altă carte. Cartea labirinturilor. Autorii nu sunt români. Pentru dansul numit Geranos, de exemplu, care se executa în mișcări sinuoase despre care vom vorbi mai departe. Citim aici că prin această figură ornamentală a labirintului își găsește o explicație. Dansul delic, Geranos, derivat din legenda ariană, deoarece se desfășura în mișcări circulare care înaintau să retrăgeau. O imitație a cotiturilor extraordinare are labirintului din Gnosos și el continuă astfel. Se pare că aceste mișcări corale de horă, se numeau dansul cocorului, deoarece executanții tineri și tinere ca să țineau de mână sau țineau în mână o frânghie care îi unea, erau atât de apropiați încât se mânau cu corii ca să se țin strâns. Deci apare Horeia din nou, aceeași explicație le dă și acest alt autor și bineînțeles că sunt foarte multe trimiteri la Homer. Eu am avut o explicație foarte frumoasă dată de Raul Șorban, care scrie despre Vida Gheta, poate ați auzit despre Raul Șorban, care vorbește mult de școala bremeneană de... Tot așa o explicație foarte frumoasă a dansului, care ține de... Dansul este un labirint. Ce înseamnă labirint? Că în labirint vei muri, dar te renaști. Deci dansul e labirint care propune renaștere. Ai muncit, cum e la voi la horă, horești ca să-ți renaști energia pentru mâine, de exemplu. Și acum, ca simbolul labirintul, deci se delagă de dans și de sacrificiu. Ce înseamnă labirint? O să spun pe înțelesul tuturor. Să dau un exemplu de labirint, frunza, de exemplu. În frunze, lumina și seva, frunza este tot așa un exemplu de maximum de suprafață la minimum de volum ca să prindă mult soare. Atunci am dat exemplu alimentației, intestinele sunt simbol ale labirintului. Acolo ceea ce ai mâncat se transformă în energie pentru inimă. Cel care moare în labirint, că erau sacrificați în labirintul din Gnosos, că despre sacrificiu poate vorbim, poate nu vorbim, dădeau energie zeului, care dădea energie regelui, care își reînnoia mandatul. Deci ideea, labirint. Deci fără labirint, labirint înseamnă sacrificiu. Fără sacrificiu nu poți să bucuri zeul. Fără sacrificiu. Arderile acestea dau putere zeului care îți rădă ție renașterea. Cam asta ar fi o idee. În Maramureș, de ce este foarte important? Am să vă spun că în Maramureș noi avem stâlpii de la... Vreți să țin eu? Nu, că țin eu. Deci asta e stâlp cum ai tu, Ionă, la casa aici, în hotel. Ați văzut, acesta este semnul Marii Zeițe Mame. Și acesta cu Hora era din coace. Să vă arăt cum e reprezentată și în etrusc, civilizația etruscă. Eu am făcut aceste lucruri prin comparație cu civilizația etruscă, greacă, egipteană, dar și cea mai așa. De horaice, da. Vedeți, asta este Marea Zeiță Mamă. Aici vedeți Hora noastră de aici. E semnul Marei Zeițe Mame, care înseamnă, de fapt, despărțirea aceasta din unitate în două. Bărbați și femei, oul primordial care se împartă. Aici vedeți și elemente brâncușiene. În fața labirintului era acest semn.
care însemnă labris, securea cu două tăișuri, care este pălăzile de zestre din întreg Maramureșul. Și semnul acesta, sunt pălăzile de zestre din toată țara și din tot Maramureșul. Ăsta este securea cu două tăișuri, înseamnă moarte ăsta. Dar moarte și, și reînviere, moarte și reînviere, exact care și simbolul, spiralei. De ce am vrut să vă spun că sunt semne atât de importante pentru întreaga istoria omenirii, pentru că recurgând asta se numește civilizația geometrică a Maramureșului, care acum e pe cale de dispariție. Deci această cultură geometrică este preistorică și este de importanță pentru întreaga Europa. Maramureșul este mult mai important decât credem noi. Noi ne-am învățat să lăudăm Maramureșul la modă, ce frumos, ce spectaculos, ce poți frumoase soarea, ce oameni buni, dar nu înțelegem. Admirația noastră e superficială față de faptul că ar trebui să avem o religie față de ce cântați voi, că eu am demonstrat uneia din Cluj, Ion, păcat că nu m-ai văzut acea emisiune cu care am demonstrat că modul cum cânți tu sau strigi tu este identic cu cel din antichitate, este identic. De unde crezi că vine energia și plăcerea altora, energia aceasta din el? Pentru că eu vreau să vă spun că dacă aceste lucruri omenirea le-a făcut mii de ani, aceste semne, cum e semnul rombului sau semnul soarelui, ele au devenit în subconștientul nostru ereditare. Fiind ereditare, atunci când le vezi, stimulezi energii latente și abisale foarte importante, ca și cum ai bea o gură de apă de la un izvor și te devii uriaș și puternic. De aceea, cine nu-și respectă tradiția aceasta geometrică din Maramureș, își pierde rădăcina. Dar nu numai așa, că nu știu ce dacă mi-am pierdut rădăcina, că mă duc în Italia. Nu! Îți pierzi și anticorpii tăi de om din tine și slăbești și mori. Adică trăiești degeaba pe pământ. Îți pierde rădăcina înseamnă a-ți pierde și puterea. Nu înseamnă neapărat că nu știu ce dacă mi-am pierdut, că mă duc și mă îmbrac în maieuri de... cu nu știu ce cântărez de muzică pop sau folk. Așa că Maramureșul, eu am demonstrat și încerc, și nu numai eu, că sunt oameni mult mai importanți decât mine care fac aceste eforturi, să demonstreze importanța pentru omenire a semnelor care mai există încă în Maramureș și care sunt pe calea de dispariție. Cât de greu îmi este mie sau vouă cântând să le explicați oamenilor că omenirea pierde pierzând o tradiție. Sau făcând trandafiri pe port sau alte figuri de animale, când tu ai romburile, ai funea solară, ai lucruri străvechi pentru care toată omenirea este importantă. Eu am demonstrat că începutul artei grecești este din Carpați și că Maramureșul este strămoșul acestei arte grecești. Și prin cuvinte și lucru foarte important. Așa că ce faceți voi acum grupul Iza și de ce îmi place mie grupul Iza și Ion? Că el a spus că eu cânt din simplitate, noi cântăm așa cum am auzit. El nici nu și-a îmbogățit vocea. El nu vrea să aibă calități vocale culte. Nu, pentru că el știe că acest lucru vine de mii de ani, tocmai pentru că era firesc. Păi nu am nevoie de vedetism, pentru că tot satul trebuia să cânte, tot satul tu strigi, tu făceai strigături în șură. Păi dacă numai cei care cântau în mod excepțional cântau, să pierdea tradiția. Așa că mai bine este să cânt și vocea lui este de aceea este frumoasă, că ți se duce în străfunduri. Și de acolo e mina noastră. Uite, Minos sau mine. Minos, mine. Dorienii au dus cuvântul acesta, nimeni nu recunoaște. Dar recunoaște indirect, căci acești autori, dacă știau că e românesc cuvântul, nu-l mai foloseau. Fiți liniștiți. Deci ei vorbesc și descriu dansurile din Maramureș și formele, fără să știe, că dacă ar ști, n-ar scrie deloc despre ele. Ar scrie despre altceva. Bine că scrie. Eu zic să te duci mai departe și să nu fim monotoni, că poate mai revenim la zi. Revenim. Da. Domnul Ion Pop, haideți să ne mai horim un pic. Bine. Ce să horim? Ce aveți pe suflet în acest moment? Păi mult, bă, ce-o vorbit dumnealui așa de mândru și upgrade de horă și de hore și am de aia. Am înțați rușine. Acum, să completizăm ceea ce a spus cât e mai simplu, cu atât e mai frumos. Da. Deci horiți capă la noi vrea. Pentru că completăm ceea ce a spus dânsul. Și mai ales că, uite, improvizația. Ce era ora aceasta primitivă? Poți schimba în timp ce cânti. Asta e libertatea și frumusețea. Mi-am adus aminte de o hore. Nu știu dacă... Ori să fac cu Tilinca, ori cu ce ai. Cu ce vrei? Unde e Tilinca, că era aici? Că de vorba de Horicica. Și am să... Unde e Tilinca? Cine-o zis orea din tâie? Nu știu ce am făcut eu cu ea. Aici. De ce? Că dacă ați vorbit de vechi. Tilinca e un instrument foarte vechi. Așa. Acum nu este din rachită, cum știm noi. Că făceam noi când eram copii. E din metal. Dar am să încerc să... Un instrument foarte simplu, să punctăm un pic din... Și ați vorbit dumneavoastră despre hori, despre
Începutul. Nașteri, da, începutul. Mama lume, ceasurile n-au fost bune, ceasurile n-au fost bune, au fost ceasurile rele, așa și zilele mele, au fost ceasurile rele, așa și zilele mele, măi. Una-i bună, zece zrele, una-i bună, zece zrele, petrecând pe cele zece, din ce bună n-am ce alege, petrecând pe cele zece, din ce bună n-am ce alege. Păi până-mi trag o horicică, până-mi trag o horicică, ui de cât e mă mănâncă, ui de cât e mă mănâncă, dacă-mi gad horea de tras, păi nu văd capul de năcar, dacă-mi gad horea de tras, păi nu văd capul de năcar. Păi orice-i vinde, orice-i be, orice-i vinde, orice-i be, la mine nu te-oi ține, la mine nu te-oi ține, la mine când te-am ținut, mai niciun bine n-am avut, la mine când te-am ținut, mai niciun bine n-am avut. Hai, mă, lăi!